picioare, continuăm să lăudăm pe Dumnezeu cu o cântare, iar frații vor continua mai departe cu programul. Atât am căutat rostul vieții, că am ajuns rob acestei căutări, iar Iisus mi-a deschis orizont spre Calvar, loc de har și de mare îndură. Mi-ai șters pentru veci tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar. Am schimbat temerile într-un gând glorios, sunt liber acum, o ce har. Mi-ai șters pentru veci tot trecutul, prin sângele curs pe Calvar. Am schimbat temerile într-un cânt glorios, sunt liber acum, o ce har. Acum de trecut eu sunt liber, căci Iisus a înnoit viața mea. Slăvit să fie Domnul! Amen. Am schimbat temerile într-un cânt glorios. Am avut o săptămână tumultoasă, trecut prin încercări, probleme, însă mulțumim Domnului că în această dimineață suntem în casa Lui. Amen. Mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze întreaga adunare. Amen. Și niciodată să nu uităm că Dumnezeu este acela care ascultă rugăciunile. Mă bucur să-L văd pe fratele Ilie Pop aici. Este datorită bunătății și îndurării lui Dumnezeu. A trecut într-o operație majoră. Doctorii au făcut ce au putut ei, însă cel care vindecă este Dumnezeu.
Domnul să-L întărească tot mai mult și Domnul să binecuvinteze biserica care s-a rugat și ne rugăm ca Dumnezeu să-și facă numele Lui de slavă în mijlocul nostru. Dumnezeu nu se schimbă, El este același ieri, astăzi și în veci. De aceea să lăudăm pe Dumnezeu și întotdeauna să rămânem credincioși cuvântului Lui Dumnezeu. Aș vrea să deschideți Sfintele Scripturi acum la cartea 1 Corinteni, capitolul 11, și vom da citire cuvântului Lui Dumnezeu. Începând cu versetul 17 din capitolul 11, despre cina Domnului. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia, așa că unul este flămând, iar altul este biat. Ce? Nu aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic, va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați, dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul, ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Amin. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune, rugându-L pe Dumnezeu ca El să binecuvinteze acest cuvânt care a fost citit în auzul nostru și să ne verificăm în baza acestui cuvânt, să ne cercetăm, ca Domnul să ne ajute ca să ne putem apropia într-un mod vrednic de trupul și sângele Domnului. Dumnezeu este acela care ne iartă dacă am greșit, dacă am păcătuit, dacă am fost nevegheatori, să venim cu umilință înaintea Lui, să spunem toate lucrurile acestea ca să putem să ne apropiem de sângele și de trupul Domnului Iisus Hristos, ca să fim îmbărbătați, ridicați, înviorați, ca să putem trăi pentru slava numelui Lui Dumnezeu. Cu toții ne rugăm Domnului. Doamne, venim înaintea Ta și te slăvim toate de bine viață. Venim, Doamne, să te rugăm în seara aceasta și în urmă de mine să vă
Vă rugăm să ocupați locurile. Vreau să spun tuturor, bun venit în casa Domnului, este cel mai prielnic loc unde putem să fim în casa lui Dumnezeu, așa cum am auzit încă de la timpul de rugăciune. Ferice de cei care locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Și suntem aici cu acest gând, ca să lăudăm pe Dumnezeul nostru și avem pentru ce să-L lăudăm. Aș vrea în continuare să dau loc fanfare care se pregătește să laude pe Domnul cu o cântare, urmată de cor, Domnul să-i binecuvânteze, iar în urma lor avem frații din București care ne vizitează, familia Gabi Luncă, le dăm loc ca după cor să cânte o cântare spre slava Domnului și Domnul să-i binecuvânteze pe toți. Amin.
Ascultăm familia Gabi Lunca, care vor cânta spre slava Domnului. Iar în urma acestei cântări ne pregătim să facem prima colectă a bisericii. Rog frații care ne ajută la strângerea colectei să se pregătească după cântarea aceasta, facem prima colectă. Faceți-mă. Domnul să vă binecuvinteze. Vă cunoașteți? Sunt Gabi Lunca. Am fost odată pentru lume. Când aveam 32 de ani, de atunci sunt pentru Domnul Iisus. Și am venit în lucrarea Domnului Iisus cu băiatul meu, cu Emanuel, care i-a fost mărturia ce mi-a dat Domnul, ce m-a făcut să vin la El. Am 78 de ani și slăvit să fie Domnul, că vreau să slujesc. Domnul să ne ajute și să vă binecuvinteze Dumnezeu. Toate se schimbă azi în lume. Noi de ce ne-am schimbat pe drum? Se simte, Doamne, o răceală în pocăința de acum. Mai vino, Doamne, în adunare, trezește-ne din ațipi și fă aici o scăldătoare. Că dragostea mult s-a răcit, multe se schimbă azi în lume. Noi de ce oare ne-am schimbat? Ne-am săturat de pocăință și alergăm iar la păcat. Pot să se schimbe toate în lume, tu, frate, rămâi credincios, rămâi statornic pe-a ta cale, așa cum la început ai fost.
Mai vino, Doamne, în a mea casă. De mult, Iisuse, n-ai venit. Și lasă-ți pacea ta divină, că dragostea mult s-a răcit. Toate se schimbă azi în lume, conducători, regi și împărați. Iisus Hristos tot nu se schimbă, El tot același a rămas. Mai vino, Doamne, în a mea casă. De mult, Iisuse, n-ai venit. Și lasă-ți pacea ta divină, că dragostea mult s-a răcit. Trezește-ne din nou la viață, amin, pe calea sfântă să veghem, să fim ca cele cinci fecioare. Ulei în candelă să avem. Amin. Ne ridicăm cu toți în picioare, cântăm o cântare în comun, timp în care facem colecta amintită.
luați locurile, vă rog, îl binecuvântăm pe Dumnezeu pentru sângele mielului, cel care ne-a spălat și ne curățește de orice păcat. Slăvit să fie numele Lui. Ne bucurăm să avem dimineața aceasta cu noi din nou pe fratele Florian Lucaciu, care a fost păstorul fondator acestei biserici, care vine de la Atlanta, Domnul să-l binecuvinteze. Nu știm cât de mult îl să mai avem cu noi, de aceea vrea să-l folosim la maximum și acum dimineața și seara, Domnul să-l binecuvinteze și Domnul să-l întărească ca să vestească cuvântul Domnului. Domnul să-l binecuvinteze, frate Lucaci. Slăvit să fie numele Domnului! Mă bucur și în dimineața aceasta să fim împreună, este un har deosebit, să fim împreună la părtășie și împreună la o sărbătoare deosebită, la o cină, însă nu orice cină, ci la o cină a Marelui Împărat, Domnul Iisus Hristos. Și așa de important să fim la masă și să avem părtășie. Ne bucurăm în familiile noastre când reușim ca să fim cu toți copiii, toată familia împreună, în special seara la cină. Pentru că fiecare are probleme în cursul zilei, dar vine seara când ne place să fim împreună și să luăm cina împreună. Oricând venim aici acum, venim la o cină deosebită, repet, este cina Domnului, când trebuie să venim într-un mod cu totul deosebit. M-am bucurat de mai multe lucruri în dimineața aceasta, m-am bucurat de fratele Ilie Popa, că este aici, am făcut o vizită la spital și m-am bucurat că am putut să conversăm împreună și conversația noastră a fost mai mult despre lucrările Domnului. Apoi m-am bucurat de serviciul de dimineață, învățăturile date la biserică, în cadrul serviciului de dimineață, m-am bucurat foarte mult și ar trebui ca să fim foarte receptivi la Cuvântul lui Dumnezeu și să căutăm să practicăm, să nu uităm ceea ce ni s-a dat, ceea ce am învățat, ce după ce ieșim de aici, să căutăm să practicăm. Apoi m-am bucurat de cuvântul Domnului care a fost citit, unde psalmistul spune: inima și carnea strigă către Dumnezeul cel viu. Știți ce înseamnă aceasta? Înseamnă a uni, a reuși, a împreuna sau a uni două lucruri deosebite împreună. Una este carnea și alta este inima. Și când psalmistul, citim aici, sigur, noi zicem imediat că este vorba de o inimă, nu care am primit-o în chip biologic la naștere, ci este vorba de o inimă pe care am primit-o când ne-am născut din Dumnezeu. O inimă nouă, o inimă în care este caracterul lui Dumnezeu și care este o inimă dată pentru totdeauna. Ne rugăm noi de multe ori, Doamne, schimbă inima, dar Dumnezeu nu le schimbă în fiecare săptămână, rămâne aceeași inimă, dar noi trebuie să veghem asupra ei ca păcatul să nu intre în ea. În dimineața aceasta aș vrea să mă limitez la câteva lucruri din Cuvântul lui Dumnezeu care a fost citit și, sigur, în multe locuri din Cuvântul lui Dumnezeu putem să vorbim despre lucrările acestea ale părtășiei noastre cu Dumnezeu, chiar prin a participa la această sărbătoare frumoasă, la această sărbătoare necesară. Este o dată pe lună. Și dacă este dată pe lună, gândiți-vă că omul este format din doi. Omul de afară și omul din lăuntru. Și de aceea spunea și psalmistul și noi, spiritualizăm acest lucru, inima și carnea. Carnea este carnea păcătoasă, inima este omul din lăuntru și când reușești să-i pui pe aceștia doi împreună, și carnea și sângele împreună uniți, să strige către Dumnezeu. Este un lucru foarte
greu de realizat, însă este necesar și aș vrea să vedem acestea două lucruri, inima și, și carnea, sigur sub alte cuvinte și spune așa cuvântul Domnului prin Apostolul Pavel și spune, fiindcă după omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. După omul din lăuntru îmi place legea lui Dumnezeu. Dar văd în mădularele mele o altă lege care se luptă împotriva omului din lăuntru. Se luptă. Și aceștia doi sunt dușmani care în fiecare zi caută să se lupte. Omul din lăuntru, carnea, și omul din lăuntru, care este primit atunci la nașterea din nou. Și spun, atunci când aceștia doi reușim să-i punem împreună, Duhul și carnea să fie supusă, omul de afară care se trece, spune Apostolul Petru, acesta să fie supus omului din lăuntru. Și când omul din afară care este firea, carnea, este supusă, să știți că suntem pe o cale bună. Atunci suntem pe o cale bună. Dar atâta timp cât omul de afară care se trece, el conduce viața noastră, este un pericol pentru noi, pentru fiecare dintre noi. De aceea când vorbim despre cina Domnului, va trebui să mergem puțin să vedem cum s-a realizat și cum am ajuns la această cină a Domnului. Citim că în Ioan, unde Domnul Iisus vine și spune, dacă greuntele de grâu care cade pe pământ de prima dată nu moare, rămâne singur, dar dacă moare, aduce mult rod. Și prorocul lui Dumnezeu Isaia în 53, versetul 10 și 11, vorbește și spune că el se va bucura de rodul acesta care l-a câștigat prin suferințele lui. Noi suntem toți niște boabe de grâu, pentru că Domnul Iisus i s-a asemănat cu bobul de grâu care a căzut într-un pământ și a crescut și a adus multe roadă. Rodul suferințelor Domnului Iisus ești tu și sunt eu. Rodul suferințelor tu, ca atare o bob de grâu, nu poate să dea altceva decât boabe de grâu. Și va veni o vreme când ne spune în Matei, cred în capitolul 13, că va veni ziua când va trebui să despartă neghina de grâu. Și spune, neghina va fi legată în snop și aruncată în foc. Iar grâul va fi adunat și pus, și Dumnezeu spune, în grânarul meu. Nu în orice grinar, în grinarul lui Dumnezeu vei fi pus tu și eu. De ce? Pentru că noi suntem rod al suferințelor Domnului Iisus. Tu ești un bob de grâu, eu sunt un bob de grâu și vom aștepta momentul și avem ca să fim puși cu toții în grinarul lui Dumnezeu. Nu este o minune? Așteptăm lucrul acela, ai vrea să ajungi în grânarul lui Dumnezeu, atunci trebuie ca să rămânem așa cum Dumnezeu ne-a format, ne-a născut din nou și cum învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Pâinea aceasta pe care noi o vedem, din care luăm o părticică, o bucată din ea, ea e formată din boabe de grâu. Nu este formată, nu m-a apărut așa, ea este făcută din boabe de grâu. Și boabele acestea de grâu, ca să devină o pâine, de prima dată trebuie să fie măcilate. Numai așa se poate forma pâinea. Și pâinea care este în fața noastră nu este altceva decât o pâine. Și poate vă mirează că vă spun. Este numai pâine. Ea primește valoarea trupului Domnului Iisus numai după rugăciune. Prin rugăciune Dumnezeu îi dă valoarea trupului Domnului Iisus Hristos. Până atunci este o pâine. Noi cei mulți care suntem aici, suntem
pâine, o pâine. Suntem toți trupul Domnului Iisus Hristos, oricât am fi. Noi suntem apoi mădulare în trupul Domnului Iisus Hristos. Dar aș vrea să mă opresc deocamdată aici, e vorba despre o pâine. Pâinea aceasta s-a format, repet, s-a format din boabe de grâu. Boabele de grâu au fost măcinate și a ajuns să formeze o pâine. Acum aș vrea să întreb, care dintre noi își cunoaște care este partea lui? Din pâinea aceasta, formată din tine, din mine, care credeți că este partea voastră? Niciunul. Nu mai poți spui partea aceasta, aici ai bobul meu, eu sunt aici. Nu, noi toți suntem copii al lui Dumnezeu. Aceasta trebuie să fie aplicată practic în biserică. Nici unul nu este mai mare decât celălalt, nimeni nu cunoaște, să zic, partea lui, dar toți împreună suntem legați prin dragostea Domnului Iisus și formăm o pâine. Și atunci când în urmă Dumnezeu binecuvintează pâinea aceasta, noi trebuie să devenim oameni spirituali. Oameni spirituali. Oameni care ne interesează cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care trăim prin cuvântul lui Dumnezeu. Oameni care trebuie să-L reprezentăm pe Domnul Iisus Hristos, că El este Mântuitorul, după rugăciune această pâine devine trupul Lui. Și rodul viței devine sângele Lui, dar după rugăciune. Înainte e ceva natural. Așa suntem noi. Dar după ce ajunge pâinea să fie binecuvântată și să primească valoarea trupului Domnului Iisus și sângele să primească valoarea sângelui Domnului Iisus, devine o schimbare extraordinară. În biserică trebuie să fie o schimbare. Atunci când formăm această pâine, se mai întâmplă ca și în turma de oi. O turmă de oi care să freacă una de alta, dar niciodată nu se mușcă. Oile nu mușcă, oile să freacă una de alta, dar nu se mușcă. Știți care e secretul? Secretul este că n-are dinți de mușcare. Nu i-a fost dat dinți ca să muște, i s-a dat ca să poată să mănânce iarbă. Diferă una de cealaltă. Credincioșii n-au primit, noi suntem turma Domnului Iisus și nici unul nu are voie ca să aibă dinți de mușcare, să muște unul pe celălalt. Noi suntem toți turma Domnului, Iisus Hristos este păstorul cel bun al bisericii. Și dacă noi formăm turma Domnului Iisus Hristos, atunci noi ne mai frecăm unul pe celălalt. Mai ne legăm de un lucru de celălalt, dar niciodată nu se mușcă. Apoi mai cu seamă, în țară am avut ocazia să aud, dar o lucrare pe care am făcut-o eu. Am făcut paratresnete pentru turmele de oi la colectiv, care era împotriva trăsnetelor, a fulgerelor. Și am făcut la mai multe aceasta și s-a întâmplat că aceasta s-a făcut în urmă, după ce o turmă de oi a trăsnit acolo și știți ce a făcut oile în focul acesta când a ars? S-a băgat una între cealaltă. Așa s-au strâns acolo și noi, ca biserică, ca turma al Domnului, atunci când apare o problemă, trebuie să ne unim în rugăciune, în post, în tot ce este bine, să ne apropiem unul de celălalt, nu să ne distanțăm. Încercările care sunt în biserică, încercările ori de ce natură ar fi, sunt acelea care trebuie să ne aducă. Și aceste încercări nu fac altceva decât ne face părtași lui Dumnezeu. Ne sfințește aceasta. Încercările noastre ușoare de clipă, nu? Dar sunt puse la încercare. De ce? Pentru că vrea să ne facă părtași sfințeniei Lui. Așa este scris în Sfânta Scriptură.
Și dacă le privim cu ochii noștri spirituale aceste lucruri, atunci sunt sigur că ne cheagă, ne prinde tot mai aproape unul de celălalt și ne iubim. Iubirea este legătura desăvârșită. Mai presus nu există nimic ca iubire. Și iubirea este Dumnezeu, spune Ioan în epistolă. Și noi avem de-a face cu un Dumnezeu, frați și surori, minunat. Pentru noi a pregătit hrană. Pentru noi a pregătit trupul Domnului Iisus Hristos. Și zice, prin El avem viață. Cine mănâncă trupul meu și bea sângele meu, are viață în el. Cine nu mănâncă trupul Domnului și nu bea sângele lui, nu are viață în el. Și când vorbești de această viață, nu este viața fizică, nu este viața de fiecare zi. Acei care se apropie de trupul Domnului Iisus Hristos au viață, viață spirituală, o viață care te apropie de Dumnezeu, o viață care te face să iubești pe Dumnezeu, o viață care te face să ne iubim noi unii pe alții, o viață care te face să fii o oglindă în fața lumii, să fii ceva care lumea să se oprească, să spună, Domnule, ce se întâmplă cu omul ăsta? E un om deosebit, e o femeie deosebită, e un vecin deosebit. De ce? Pentru că ai o viață, o viață pe care o trăiești în fiecare zi, dar viață din Dumnezeu. Viața aceasta la altă o primim prin hrana noastră de fiecare zi, dar viața spirituală o primim prin a ne atinge, prin a gusta din trupul și sângele Domnului. Cine mănâncă trupul meu are viață în el. Frați și surori, nu trebuie să existe o lună să treacă în care eu să nu mă împărtășesc. Și nu viu oricum, nu viu oricum. Trebuie ca firea, carnea, trupul de afară să treacă și să rămână omul din lăuntru. Și omul din lăuntru ne schimbă mintea, caracterul întreg. Ne face să avem tot mai multă încredere în Dumnezeu, tot mai mult să ne iubim unii pe alții. Dacă cineva este indiferent cine ar fi spune, apoi eu iubesc pe Dumnezeu. Aceasta se poate încerca. Dacă iubești pe fratele tău, poți să spui că iubești și pe Dumnezeu. Dar dacă nu iubești pe fratele tău, tu nu poți să spui, pentru că Biblia te scoate ca un mincinos în evidență. Spune, cine nu iubește pe fratele său pe care îl vede în fiecare zi sau în fiecare duminică și spune că iubesc pe Dumnezeu pe care nu-l văd, este un mincinos. E un cuvânt destul de tare. Dar este Biblia, frații și surori, este Dumnezeu cel care a inspirat Sfintele Scripturi. Și de aceea noi trebuie ca să mergem și să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum aminteam în duminica trecută. E frumos că venim la casa lui Dumnezeu. Noi obișnuim să spunem venim la biserică, însă biserica suntem noi. Dar venim în casa lui Dumnezeu și când venim, venim de acasă, pregătiți cu un gând deosebit. Și anume, care va fi felul meu de închinare? Cum doresc să mă închin lui Dumnezeu? Gândul acesta pe credincioși îi frământă. Nu numai ziua aceea și până când noaptea, până când adorme. Cum să-i slujesc lui Dumnezeu? Care să fie închinarea mea duminică? Pentru ca să fie primită de Dumnezeu. Și atunci vin cu două scopuri pe care le-am amintit. Vin, în primul rând, pentru ca să mă hrănesc din Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca să am și pentru zilele următoare. Atâta agonisesc, atâta strâng, încât să știu că am și pentru luni, și pentru marți, și merg joi, vineri, și sâmbătă până iarăși vin în casa lui Dumnezeu. Psalmistul spunea, aș vrea ca toată viața mea să locuiesc în casa lui Dumnezeu. Vă place în casa lui Dumnezeu? E frumos, e plăcut, o părtășie binecuvântată. De ce? Pentru că Hristos Domnul
este cap al bisericii și pentru că el este prezent aici. Și pot să spun cu toată încredințarea că Domnul Iisus este aici. Și dacă este aici, trebuie să stai ca înaintea Lui. Cum ai stat atunci când ar veni Domnul la tine acasă, de care vorbeam odată, că Domnul vrea să meargă acasă și să locuiască împreună cu noi. Cum ne-am comportat? Dar venim aici duminica dimineața sau de oricâte ori venim cu un scop. Venim să ne închinăm Domnului, îi aducem jertfa noastră de laudă, de închinare și apoi să ascult cuvântul lui Dumnezeu, să mă încarc cu acest cuvânt care este ca o mană cerească, mă încarc cu ea, să am în fiecare zi. Și apoi vin aici pentru ca să învăț cuvântul lui Dumnezeu, care mă învață cum să mă hrănesc din cuvântul lui Dumnezeu și cum să trăiesc în fiecare zi pentru Dumnezeu, pentru că noi așteptăm o zi măreață. O zi când ne vom întâlni, nu aici în biserica sau adunarea după Mirabelt, ci în adunarea cea mare a sfinților, când toți sfinții, din toate veacurile, din totdeauna, vor fi împreună. Așteptăm lucrul acela. Frații și surori, nu ne jucăm cu pocăința, să nu ne jucăm cu pocăința. Jucându-ne cu pocăința, ne jucăm cu viața noastră. Risipim viața noastră. Ne lăsăm pe mâna celui rău. Ce este în voi este mai tare decât ce este în lume. Ce este în lăuntrul nostru, omul din lăuntru, este mai tare decât omul din afară. Nu știu dacă v-am spus, am avut o experiență, să poate că v-am spus, o experiență în România, nu acum, ci când am fost în 2014, când am mers la o biserică și o mamă avea copilul de vreo 15 ani și dorea să îl împingă în biserică și nu-l putea urca pe trepte nicicum să ajungă, să meargă în adunare, în casa lui Dumnezeu. Și am ajuns acolo și zice mama aceea, pe care nu o cunoșteam, era o femeie, după câte știu eu, neîntoarsă la Domnul și băiatul era posedat de Duhul cel rău. Și am văzut că îl împinge și nici cum nu vrea să îl împingă și am mers și am pus mâna pe umărul lui și am zis cu mine în biserică. Și nimic, nici un cuvânt, nici o mișcare să facă, o pornit și am intrat în biserică împreună. La terminare, mama și cu băiatul neașteptată s-a gulit toată biserica, am fost numai eu rămas și cu păstorul și eram grăbiți că ne aștepta cineva și într-un loc. Și atunci mama zice, aș vrea să mă rugați pentru copilul meu și am mers acolo într-o cameră separată și am zis să ne plecăm pe genunchi. Și mama s-a plecat pe genunchi, copilul nu. Și mama îl trăgea de mână să îngenuncheze, el nu. Și am zis, ia loc pe genunchi. Și imediat s-a plecat pe genunchi, fără să zică nici un cuvânt, s-a plecat pe genunchi. Este o experiență pe care am câștigat-o. Ce este în voi este mai tare decât ce este în lume. De ce Dumnezeu a pus Duhul lui Dumnezeu în noi, Duhul Sfânt în noi? Suntem biserica Lui, suntem poporul Lui, suntem câștigați prin jertfa Domnului Iisus. De aceea noi ne împărtășim astăzi, pentru că Domnul Iisus Hristos și-a dat viața pentru noi. Și asta este felul în care noi putem să ne apropiem mult de Dumnezeu, stând la masă, și luând și sărbând sărbătoarea aceasta a cinei Domnului cu un respect deosebit. Cu același respect trebuie să ieșim și afară. Același respect trebuie să-l avem în fiecare zi. Fraților, aș vrea să rămân aici puțin, gândim-ne puțin. Noi suntem, avem unii de 40, 50, 20, nu știu câți ani la pocăință. Dacă aș vrea să te uiți puțin în urmă, ce ai realizat pentru Dumnezeu? La câți oameni ai mărturisit despre Domnul Iisus? Pe câți ai reușit să-i aduci la biserică?
Și atunci îți vei da seama, e greu într-un an de zile să aduci un singur suflet. În 2 ani să aduci un singur suflet. O colegă, un coleg de școală, de serviciu, vecini, e greu în 2 ani. Cum ar trebui să arate bisericile atunci când în 2 ani fiecare membru reușește să aducă un singur membru? Ar trebui să fie mărită biserica asta, n-ar fi suficientă. Și Domnul Iisus vine și spune, cine se rușinează de mine? Mă voi rușina și eu în fața Tatălui meu de el și în fața îngerilor. Noi suntem martori și să mărturisim pe Domnul Iisus Hristos și nu suntem predicatori toți, nu suntem. Dar poți să spui când Dumnezeu te-a chemat pe tine la pocăință. Poți să spui în 2 cuvinte, 3, cine erai tu și cine ești, și să vadă în tine cine ești tu astăzi. Nu cine ai fost, cine ești astăzi. Lumea ne categorisește și nu după ceea ce am fost. Că ceea ce am fost de multe ori moare, ceea ce am fost de multe ori se uită. Uităm de la o zi la alta, dar ceea ce ești rămâne în picioare. Ceea ce ești te vede oamenii și primești clasificarea după ceea ce ești, nu după ceea ce ai fost. Iubiți frați și surori, haideți să ne dăm silințele în fiecare zi, în fiecare zi, să umblăm pe căile noi, în calea lui Dumnezeu, să dovedim lumii, să dovedim colegilor că eu sunt deosebit. Am amintit că evreii au fost robiți, au fost robiți și au fost vânduți ca să moară toți într-o zi. În cartea Esterei veți găsi. Și a fost un rău făcător care avea Duhul cel rău în el. Și a spus, împărate, este aici un popor în împărăția ta. Era foarte mare împărăția. Este un popor care are alt fel de trăire, are o învățătură deosebită, este un popor deosebit între toate popoarele. Și repet ce am spus atunci. Noi trebuie să fim deosebiți de toți cei care ne înconjoară, dacă nu sunt întorși la Domnul. Și să dovedesc că eu sunt un copil al lui Dumnezeu, prin vorbirea mea, prin felul de a trăi, prin felul de a vorbi, prin felul de a gândi. Trebuie să dovedim că suntem copii al lui Dumnezeu. Da, dacă Domnul vine la noapte, da, dacă Domnul vine peste o săptămână, ce ai face? Ce ai face atunci când ai ști că Domnul vine peste 2 zile? Ce ai face? Cum te-ai prezenta înaintea Lui? Și dacă ai ajunge la poartă și ți-ar pune o întrebare, pentru ce ai venit? Ce ai făcut ca să fii vrednic să intri la nuntă în împărăția lui Dumnezeu? Ce te caracterizează? Ce ai putea să spui? Dar dacă în fiecare zi facem voia celui care ne-a chemat la oaste, atunci poți să spui, cât am putut, cât am fost capabil, am încercat să trăiesc pentru tine. Am încercat să fac voia Tatălui. Am mărturisit altora și să dea Dumnezeu că așa să fie. Să trecem de aici, să mărturisim măcar unui suflet că suntem copii al lui Dumnezeu. Și atunci se va deschide poarta, intră rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, peste multe te voi pune. Doamne, ajută-ne ca toată biserica de aici, vă spun nu știu de ce, așa sunt de mult delegat de voi aici, sunt foarte legat. Deci au trecut acum 17-18 ani de când am plecat de aici, dar sunt legat și nimeni, nu știu când, va reuși să vă scoată din inima mea. Și doresc să rămân același, să vă iubesc până când
vom fi împreună până când voi trăi. Domnul să fie cu noi, să ne dea biruință și să ne dea dorința de a moșteni împărăția lui Dumnezeu. Amin. Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm de cuvântul care ne-a fost dat în această dimineață și mă rog ca acest cuvânt să penetreze inimile noastre, să gândim la el. Ne provoca fratele Luca să ne întrebăm, într-o viață de 10, 20, 30, 40, 50 de ani de pocăință, oare am adus pe cineva la pocăință? Gândiți-vă, fiecare. Oare câți? A fost unul care să zică, oal, mă duc la biserică, mă pocăiesc, că l-am văzut pe X, te-am văzut pe tine, că trăiești o viață sfântă. Domnul să aibă milă. Cântăm o cântare, merge vom cu mâna goală, merge voi cu mâna goală înaintea Domnului, suflete nu-i poți aduce niciun singur snop, măcar unul singur. Dacă nu putem să aducem, măcar să nu fim o piedică pentru alții, ca să vină la Hristos. Cel ce zici că ești lumină, oare câte inimi ai rănit? Pentru câți tu ești de vină, că pe Iisus nu l-au primit. Domnul să aibă milă. Dacă cel puțin ne putem să aducem, să nu împiedicăm pe alții. Să spună cum să fiu pocăit ca X. Nu vezi ce zice? Nu vezi ce face? Nu vezi cum se comportă? Doamne, ai milă! Ca să fim copii ai Tăi. Și cei care ne văd să zică, vreau să fiu ca El. Vreau să mă comport ca El, vreau să vorbesc ca El. Vreau să am pacea Lui. Să lăsăm ca cuvântul Domnului să ne cerceteze dimineața aceasta și să facem schimbările necesare ca să fim ceea ce pretindem că suntem, copiii lui Dumnezeu. Domnul să ne ajute. Timpul trece, aș vrea în continuare să dau fraților Gabi Lunca și familiei să cânte o cântare spre slava Domnului. Vă rog să veniți în față să cântați spre slava Domnului, după care se pregătește de asemenea corul să cânte o cântare. Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Două zile și mă duc acasă, mă duc cu o impresie frumoasă și am să spun fraților că am fost în Detroit, că am fost în Chicago și frații m-au primit, așa ca copiii Domnului, suntem frați. De aceea, rog ca Domnul să binecuvinteze America, să pună pe cineva plăcut lui și să fie la îndemâna lui Domnul. Și eu am să vă cânt un cântec. Oricum suntem români, să nu uitați România, Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Stați pe aici, dar inima e tot acolo. Și veți înțelege de ce vă cânt acest cântec. Mi-e dor de patrie, mi-e dor în suflet amorană. Mi-e
e dor de frați și de surori. Mi-e dor de tine, mamă. Mi-e dor și dorul meu mă sting, ca-n vânt o lumânare. Că harta lumii stă în gând, privind îndepărtare. Mă uit în zări peste ocean sau peste apentinse, și-n inimă simt un vârtej și-o flacără aprinsă. Mă uit în jur și văd străini, dar nimănui nu-i pasă, căci noi suntem singuri pe aici, cuprinși d-un dor de acasă. O țara mea, o frații mei, o limbă românească. Ce bine când eram cu voi, unde? În casa părintească. Acolo sărăcia mea, când toți ședeam la masă, simțeam că-i Dumnezeu cu noi, simțeam că sunt acasă. Acasă sunt zile senine, când ești cu frații lângă tine. Când toți cântam și ne rugam și plin de dragoste eram. Mai dă-ne, Doamne, acele clipe, amin. Mai dă-ne o vreme bună, ajută neamul românesc să fie împreună. Mai dă-ne, Doamne, iar belșug în țara românească, și fă ca neamul românesc, ca frații să trăiască. Suntem pribegi printre străini și răspândiți prin lume. Am vrea, Iisuse, să ne strângi acolo sus la tine. Pe aici suntem călători,
unde ne-am născut. Am vrea acasă ea. Ajută-ne, Doamne! Deci, vă mulțumesc frumos. N-am venit cu mâna goală. Am adus, dacă știți, din țară. Am făcut o carte. Soțul meu n-a mai apucat să o facă și am făcut-o eu cu ajutorul Domnului. Acum, toți care au citit-o, slăviți să fie Domnul că mi-a spus că ar vrea să mai... Și mulți au luat-o din nou să o citească. Deci, vă recomand, știe Dumnezeu că mă cunoașteți. Și zice că un om bun se cunoaște după roade, așa, e pomul bun, se cunoaște după roade. Dumnezeu să ne ajute să rămânem copiii Lui și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Nu uitați că suntem români. Până Amin. Toate sunteți în America, dar suntem români. Dumnezeu Am observat... să ne ajute să rămânem frați. Am observat că sora Gabi are hard time ca să urce aici, sau dacă sunteți aici, mai cântați o cântare și pe urmă ascultăm corul sau... Haideți înapoi, mai cântați o cântare spre slava Domnului. Slăviți să fie Domnul! Acum, cântecele mele sunt, nu ca ale dumneavoastră, mă iertați, dar așa le-am cântat întotdeauna și slăviți să fie El. La mine. Oameni buni și dragă lume, care n-ați uitat de mine. În lume eu v-am cântat, dar încă n-am terminat, dar încă n-am terminat. Mi-am lăsat cântatul, dar Dumnezeu mi-a dat altul, dar Dumnezeu mi-a dat altul. Să-i cânt pentru slava Lui și salvarea omului, și salvarea omului. Cu Iisus Emanuel. De când am lăsat lumea, ce s-a întâmplat? S-a mărit familia mea. Familia mea e mare, că-s frații din adunare. Frații din adunare. Familia mea e mare, că-s frații din adunare, că-s frații din adunare. Dacă te vezi om bogat, să nu crezi că ești iertat, că Dumnezeu te încearcă, El îți dă cu mână largă, El îți dă cu mână largă. Dacă-i ceri, nu zice nu, vrea să vadă ce faci tu, vrea să vadă ce faci tu, ce faci tu cu ce ți-a dat, dacă împarți cu cel sărac, dacă împarți cu cel sărac. Că Dumnezeu te încearcă, El îți dă cu mână largă, El îți dă cu mână largă. Și acum vă întreb pe dumneavoastră, pe săraci cine îi ajută? Ce se întâmplă, frate păstor?
munte Dumnezeu le împrumută. Că Dumnezeu, fraților, El nu rămâne dator, El nu rămâne dator. Căci în disperarea lor strigă după ajutor, strigă după ajutor. Mulțumesc frumos! Când a fost răubit, sus pe lemn mirat,
jertfa lui îmi este de ajuns. Să binecuvântăm pe Dumnezeu pentru jertfa Domnului Iisus Hristos. Că prin jertfa lui ne-a înfrățit, ne-a făcut frați, ne-a făcut o familie. Înfrățiți de un singur sânge, o familie formăm. Prin Iisus noi vom învinge credincioși dacă îl urmăm. Domnul să ne ajute să fim o familie, familia Domnului nostru Iisus Hristos. Ne apropiem de actul cinei Domnului, un act atât de important pentru Biserica Domnului Iisus Hristos, așa cum ni s-a vorbit în dimineața aceasta. Dacă cineva nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, nu are viață. Este imperativ pentru noi toți ca să ne apropiem de trupul și de sângele Domnului Iisus Hristos. Însă este tot atât de imperativ ca să ne apropiem de aceste sfinte taine într-un chip vrednic. Domnul să ne ajute! Apostolul Pavel scrie aceste cuvinte bisericii din Corint și nu toți erau la acest standard care trebuia să fie atunci când veneau la cina Domnului. De aceea este imperativ ca să ne pregătim și să ne cercetăm. Uitați ce spune aici, vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la oaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Nu vă laud pentru asta, pentru altceva pot să vă laud, dar nu pentru asta. De aceea trebuie să ne cercităm în dimineața aceasta. Cum suntem, cum venim? Vedeți, noi avem datoria să dăm cina Domnului, dar fiecare dintre dumneavoastră trebuie să se certeze cum o ia cina Domnului. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune de cercetare, să ne cercetăm înaintea lui Dumnezeu, rugându-ne ca să ne dezvăluie viața noastră, să ne uităm în noi înșine. Și dacă ajungem la concluzia că nu suntem cum ar trebui să fim, cum cere Dumnezeu, este timpul potrivit ca să ne mărturisim înaintea lui Dumnezeu în dimineața aceasta. Să venim înaintea Lui, să ne cerem de iertare, să ne mărturisim păcatul. Apostolul Ioan a spus, copilașilor, vă scriu aceste lucruri să nu păcătuiți. Acesta trebuie să fie obiectivul fiecăruia dintre noi, să nu păcătuim. Dar dacă cineva a păcătuit, mai este o nădejde. De ce? Pentru că avem la Tatăl un mijlocitor, slăvit să fie numele Domnului. Așa spune cuvântul Domnului aici în Evrei, în capitolul 8, cu versetul 1. Punctul cel mai însemnat a celor spuse este că avem un mare preot care s-a așezat la dreapta scaunului de domnie al măririi în ceruri, ca slujitor al locului preasfânt și al adevăratului cort care a fost ridicat nu de un om, ci de Domnul, slăvit să fie numele Lui. Avem un mare preot, avem un mijlocitor pe Iisus Hristos și aș vrea să mergem înaintea Lui și să-i spunem Lui starea noastră, situația noastră și El are capacitatea. Sângele Lui, jertfa Lui îmi este de ajuns. Aș vrea să intrăm în această rugăciune, cu toți ne plecăm pe genunchi, o rugăciune de mărturisire, cerând ca Domnul să ne ierte, ca să ne putem apropia de sângele și trupul Domnului Iisus Hristos. Doamne, venim înaintea Ta cu mulțumire.
să putem să invitați pe acel ce vine cu un tap de tine. Doamne, te rog să binecuvânteze cu toate multe voastre, să ne călăuzească și să ne călăuzească în pacea ta, Doamne, care te trebuie pe cer, să stăpânească în inimile voastre. Te lau pentru toate. Îți mulțumesc Dumnezeu cu multe. Te călăuzească a ta să fie toate multe slavă, toate cinste, toate multe. Pe numele Tatălui, a Fiului și a Dumnezeu. Îți mulțumesc, Doamne, pentru harul tău, pentru pacea și prezența ta. A ta să fie slava pe cinstea și cu ea. Și acum și vedeți. Vă rugăm să ocupați locurile, se pregătește fanfara ca să laude pe Domnul cu o cântare. În timpul acesta aș vrea să facem cea de a doua colectă prin care ajutăm pe cei care sunt în nevoie. Deci cântă fanfara și facem această colectă. În timpul acesta aș vrea ca toți cei care se împărtășesc de la cor, de la fanfară, de la balcon să vină în sală. Iar în timpul acestei cântări, frații diaconi presbiteri, ne pregătim ca să sărbătorim, să ne servim cina Domnului. Vreau să invit pe fratele Cristi Rau ca să vină cu noi la cină și pe fratele Costel Iancu, care s-a mutat înapoi, am înțeles, din Texas. Domnul să-l binecuvinteze. Deci, în timpul acestei cântări, ne pregătim pentru a servi cina Domnului. Thank you.
vrea să păstrăm liniștea în casa lui Dumnezeu, să facem un mesaj de aceea, să păstrăm liniștea în casa lui Dumnezeu, și atât noi cât și copiii. Ascultăm cu toții cuvântul lui Dumnezeu care îl găsim scris în cartea profetului Isaia, în capitolul 53. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă, ca un lăstar care iese din drum pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire care să ne atragă privirile, și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui, și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră tuturor. Când a fost chinuit și a suplin, a deschis gura deloc ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. El a fost luat prin apăsare și judecată, dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nici o nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință. Dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile lui. Va vedea rodul muncii sufletului lui și se va înviora. Prin cunoștința lui robul meu cel neprionit, va pune pe mulți oameni într-o stare după voia lui Dumnezeu și va lua asupra lui povara nelegiuirilor lor. De aceea, îi voi da partea lui la un loc cu cei mari și va împărți prada cu cei puternici, pentru că s-a dat pe sine la moarte și a fost pus în numărul celor fără de lege, pentru că a purtat păcatele multora și s-a rugat pentru cei vinovați. Amin. Ne plecăm capetele și fratele Cristi ne va conduce în rugăciune, se va ruga pentru pâine, iar fratele Dumitrescu pentru rodul viței. Cu toții ne plecăm capetele pentru rugăciune. Tatăl nostru care ești în ceruri, în această dimineață venim cu mulțumire și cu recunoștință înaintea Ta. Doamne, îți mulțumim că ai murit, dar și că ai înviat pentru noi. Amin. Îți mulțumim, Doamne, pentru suferințele, pentru tot ce ai răbdat pentru noi. Pentru că știm că toate lucrurile acestea le-ai făcut pentru noi. Îți mulțumim în dimineața aceasta că ne aducem aminte de Tine. Îți mulțumim că ne aducem aminte de suferințele și de tot ce ai îndurat pentru noi. Doamne, îți mulțumim! În această dimineață, Doamne, la sărbătoarea cinei Domnului, Te rog, Doamne, să binecuvintezi această pâine. Doamne, este pâinea care s-a coborât din cer și care ne-a adus nouă viață. Te rog în această dimineață, binecuvintează-o. Fă, Doamne, să nu vedem în ea o pâine fizică care o mâncăm și poate peste câteva zile ne este din nou foame. Vrem în această dimineață să luăm din pâinea aceasta și mâncând din ea, Doamne, să avem viață veșnică. Și în veci să nu ne mai fie foame, pentru că știm că Tu ne saturi din bunătățile Tale. Știm, Doamne, că Tu ne dai viață. Îți mulțumim încă o dată și Te rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos, dă-i valoarea trupului Tău. Amin. Care s-a jertfit pentru noi, care s-a dat ca jertfă, ca noi în această zi, ca noi în această viață, Doamne, să trăim, dar să trăim veșnic, Doamne, pentru că știm că Tu ai coborât din cer ca să ne aduci nouă viață. Îți mulțumesc încă o dată, binecuvintează fiecare suflet care va întinde mâna, Doamne. Dacă sunt bolnavi în dimineața aceasta, Te rog în numele Domnului nostru Iisus Hristos, când își vor întinde mâna și vor lua din bucățica aceasta, să fie în numele Tău vindecați, Doamne, pentru că știm că prin rănile Tale, Doamne, avem vindecare. Îți mulțumim, cerem autoritatea Ta și în Duhul Tău cel Sfânt, ascultă-ne și binecuvintează-ne. Amin.
Tatăl nostru Ceresc, stau într-o stare de mulțumire în fața Ta. Am rătăcit în o independență față de Tine, dar Tu ne-ai deschis ochii. Tu ne-ai adus la viață și ne-ai deschis ochii să vedem păcatul nostru și în același timp ne-ai iertat de păcatul nostru. Ai coborât din glorie, nu trebuia să cobori din glorie, Tu aveai părtășie cu Tatăl Ceresc. Dar ai coborât din glorie, ai suferit batjocura, ai suferit izbrețul și moartea, ai stat pe cruce, creatura Ta te-a batjocorit, dar Tu ai murit pentru ea și ai spus, iartă-i că și nu știu ce fac, Părinte Ceresc, în Fiul Tău Iisus Hristos ne-ai dat viața și îți mulțumim pentru aceasta și toată viața îți vom fi recunoscători. Ne-ai ridicat la viață, ne-ai dat speranță, ne-ai legat de eternitate, ne-ai dat viață veșnică și avem viața acum și strigăm, aleluia, Tată, că Tu ești Tatăl nostru Ceresc în numele Fiului Tău Iisus Hristos. Te rugăm pe Tine acum să binecuvintezi rodul viței. Rodul acesta al viței să capete puteri supranaturale, în primul rând în domeniul spiritual, Părinte Ceresc, că avem nevoie ca viața Ta să trăiască în noi, ca noi să putem sta în față și în picioare cu capul sus la această avalanșă de rău care este în jurul nostru, această avalanșă de întuneric și lumina Ta prin viața Ta să se răspândească în jurul nostru din abundență, ca și oamenii să cunoască gloria Ta și iertarea Ta și Evanghelia Ta prin noi. Te rog, dă sănătate celor care n-au sănătate spirituală, care și-au pierdut speranța, care sunt deznădăjduiți, care sunt încercați. Ridică în picioare, Părinte Ceresc, atunci când se vor împărtăși cu trupul și sângele Tău, să se ridice în picioare și să Te glorifice pe Tine și să-ți recapete bucuria mântuirii, să-și aducă aminte că sunt copiii Tăi, că sunt copiii Tăi a Tatălui Ceresc, Creatorul Cerului și al Universului, care îi iubește, că și-a dat Fiul pentru ei și nimic nu-i poate separa de dragostea Ta. Cuvântul Tău spune aceasta și ne bazăm pe El. Te rog pe cei care sunt bolnavi fizic, Părinte Ceresc, care această boală fizică poate să le dea boală spirituală de pierderea credinței. Este o dublă boală, Părinte Ceresc. Boală fizică, boală spirituală. Vindecă-i de amândouă bolile acestea, Părinte Ceresc. Atinge-Te de sufletul lor și de trupul lor. Atinge-Te de inima lor, de mintea lor, ochii minții lor să se deschidă și să capete încredere chiar în perioada aceasta de suferință și conform voii Tale vindecă, ridică-i în picioare ca numele Tău să fie glorificat atunci când se vor împărtăși cu trupul și sângele Tău. În numele Fiului Tău, Iisus Hristos, Părinte Ceresc, îți mulțumim pentru tot ce am cerut. Amin. Se pot împărtăși din trupul și sângele Domnului Iisus Hristos toți aceia care au făcut legământ cu Dumnezeu prin botezul în apă, acei care nu sunt pus sub disciplină în biserica noastră sau în altă biserică și aceia care o inimă îi dezleagă să facă lucrul acesta. Ca să facem diferențiere între cei care se împărtășesc și care nu se împărtășesc, cei care se împărtășesc îi rugăm să ia locul pe genunchi, iar ceilalți iau locurile pe scaune.